Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stimați telespectatori, continuăm dialogurile noastre și acum am obișnuit în fiecare zi cel puțin o oră de conversație, așa cum ne permit mijloacele electronice la dispoziție și internetul. Dați-mi voie să îi spun Hristos a înviat și un gând bun astăzi de Ziua Europei, doamnei europarlamentar pro-România, Corina Crețu, fost comisar european. Sărut mâna și sunt onorat să vă aud. Bună ziua, la mulți ani dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră, vă doresc numai bine. Este o aniversare, într-adevăr, așa cum ați spus, dar într-un context mai dificil, peste care sper să trecem cu bine și să ajung cât mai repede la Iași. Noi vă așteptăm cu drag, dar până atunci, pentru că e Ziua Europei, aș vrea câteva gânduri. Dumneavoastră aveți atâta activitate și nu oriunde ca și comisar european, doamna Corina, și ca prieten al ieșenilor, al moldovenilor. Un gând bun despre cum vedeți ceea ce înseamnă Europa și nu numai la acest aniversar, ci la, iată, la vreme dificilă, ca să spunem așa, dacă ne gândim la această pandemie. În primul rând vreau să transmit tuturor la mulți ani și gândurile mele bune de sănătate, de schimbare în bine a ceea ce trăim acum, pentru că, în primul rând, e și Ziua Independenței de Stat a României, dar, așa cum a spus, se împlinește 70 de ani de când ministrul de externe al Franței de la acea vreme, Robert Schuman, rostea textul declarației care poartă numele și prin a cărui însemnătate a devenit Ziua Europei. Deci sunt 7 decenii, când vorbim de valori occidentale, am comemorat ieri și această clipă istorică a celor 75 de ani scurși de când s-a încheiat cel de-al doilea război mondial, când Germania nazistă a capitulat necondiționat. E o aniversare într-un context aparte, așa cum am spus la început. Europa celebrează în mare parte virtual de data aceasta, această zi, din cauza pandemiei. Este, pe de altă parte, și prima dată când Uniunea Europeană marchează acest moment după ce un stat membru, Marea Britanie, a părăsit oficial construcția europeană prin retragerea sa la 1 februarie. Deci, gândurile mele sunt amestecate. Îmi dau seama și din reacțiile pe care le-am avut în spațiul virtual, încrederea în acest proiect a scăzut, mai ales datorită faptului că, din cauza faptului că Uniunea Europeană, ca și alte state membre, nu au fost pregătite pentru această pandemie și unele țări, ca de pildă Italia, în primul moment s-au simțit abandonate, după care sigur că Uniunea Europeană s-a regrupat și noi am adoptat în Parlamentul European deja de câteva ori câteva măsuri inițial de urgență pentru combaterea coronavirusului, dar important e că acești bani pe care Uniunea Europeană i-a alocat să fie folosiți de către statele membre și să ajungă și la cetățeni, pentru că degeaba votăm noi la Parlamentul European dacă statele membre uneori nici nu spun că sunt bani europeni sau nu-i folosesc așa cum trebuie. Acum este o perioadă în care o țară ca România, de pildă, care are atâtea nevoi în domeniul medical, ar putea folosi la maximum. Deci pe lângă cele 37 de miliarde acordate tuturor statelor membre unde trebuie să se aplice, pe lângă acel miliard separat, mai avem bani din exercițiul financiar 2014-2020. Noastră știți foarte bine, da, că a fost tema mea. Știu și s-a reușit să poată fi folosiți în țara respectivă pe redistribuire, pe alte priorități. Din cele 32 de miliarde de euro alocate României pe perioada 2014-2020 s-au cheltuit doar 34%, deci ar mai fi 66%. Care de data asta pot fi folosit fără nicio condiționalitate. Deci noi practic am schimbat în
Parlamentul European amplificat orice condiționalitate, se pot face schimburi de cheltuieli între fonduri și ce mi-e frică și ce aud eu din spațiul public și am văzut că și fostul ministru de la Ghinea, deci nu putem fi acuzați când sunt de la Pro-România, dânsul de la USR, acuzăm această menținere a birocrației pe perioada pandemiei când e vorba de folosirea banilor europeni. Deci eu am fost uluită să aflu că spitalele sunt invitate să depună și să facă proiecte în plină pandemie când au putut o altă treabă. Deci la ora actuală se pot da pentru să știu care sunt nevoile, nu mai trebuie să scrii. Se simplifică un pic și modalitățile de... La nivel european, da, se simplifică, dar din păcate la nivel românesc, la nivel național, fiecare funcționar vrea să se știe acoperit de sute de hârtii și încă le solicită în continuare și ceea ce mi se pare cel mai grav, le solicită spitalelor. Adică oamenii, în loc să se concentreze în spitale pe ce au de rezolvat... Pe partea medicală și pe situația aceasta. Și salvarea de vieți, ar trebui să se... Am făcut acest apel ca ministerele să ajute și acum deja se poate vorbi că se cunosc nevoile. Deci nu mai e nevoie de note, de fundamentare, de explicații și așa mai departe. Da, deci banii sunt importanți acum, banii europeni, atât pentru ceea ce înseamnă utilizarea lor și în zona medicală sau cu prioritate în zona medicală. Noi vorbim și am reușit câteva interpelări și cu domnul președinte Victor Ponta. Noi ne gândim de pe 15 mai la o relansare, la o relaxare și a porni cumva motoarele economiei, o problemă foarte complicată. Da, și deci, aveți dreptate. În paralel cu această criză medicală, urmează această criză economică și ați văzut că săptămâna aceasta practic Comisia Europeană a dat cifre mult mai grave decât cele avansate de Guvernul României. Deci estimarea dânșilor este că până la finalul anului România va avea un deficit care s-ar putea apropia de 10%, ceea ce este foarte grav. De altă parte, la nivelul Uniunii Europene se vorbește de acest plan al Uniunii Europene de relansare economică. Știți că președintele țării, domnul Iohannis, a participat în două rânduri la aceste consilii, unde s-a discutat de acest plan de a susține economia de 500 de miliarde de euro pentru statele Uniunii Europene, pentru companii și șomeri, un fond de relansare. Comisia este chemată să vină cât mai curând, probabil săptămâna viitoare, cu un plan mai concret, prin care statele membre să acceseze acest ban. Sunt bani care vor fi accesați la solicitarea statelor membre, deci nu sunt cheltuiți automat. De aceea zic că mie îmi pare rău, pentru că Uniunea Europeană, de pildă, a fost criticată că într-o primă fază a oferit doar 3 miliarde de euro României și altor state sume mult mai mari. Da, Italiei, mă rog, erau, Spaniei, erau... Da, domnul Frățile, dar nu spune nimeni că, de fapt, Guvernul României este suma pe care a cerut-o Guvernul României și care a fost aprobată. Portugalia a cerut de 8 ori mai mult și a solicitat pe ce bază Guvernul României a considerat că întreprinderile mici și mijlocii au nevoie doar de 3 miliarde. Întrebați pe cei de la guvern. Dar din informațiile mele că a fost comisar, așa cum a fost făcută solicitarea României, așa a fost aprobată de Uniunea Europeană. Da, important să ne trezim și să fim cât mai activi și mai dorniși să atragem bani, să-i folosim pentru repornire, pentru șomaj și pentru tot ceea ce ne așteaptă ceea de acum încolo. Ceea ce am solicitat eu și cred că este o cerință legitimă este ca Guvernul României să vină să ne spună de toate resursele care sunt la dispoziție, pentru că eu cunosc în domeniul fondurilor europene nerambursabile, care nu mai au, v-am spus, nicio condiționalitate, ba din contră sunt încurajate investițiile în domeniul medical și pentru combaterea pandemiei, dar pe de altă parte mai sunt planuri
complementare de investiții angajate atât la nivel național de fiecare țară și alte măsuri aprobate de Comisia Europeană. Deci știți foarte bine că s-au suspendat de la început regulile privind disciplina bugetară, deci nu mai există acel prag de 3% maxim privind deficitul bugetar. S-au relaxat toate reglementările privind ajutoarele de stat, ceea ce înseamnă iarăși foarte mult. Iar mecanismul european de stabilitate, care a fost creat în anul 2012, în timpul crizei datoriilor, practic a fost reactivat și va acorda linii de credit preventive țărilor celor mai afectate de criză. Adică, sigur, acum există această... nu s-au luat încă o decizie pentru că există această dispută, ca să spun așa, între țările net contributoare și net beneficiare, cred că Italia, Spania și eu cred că poziția României ar trebui să se apropie de pozițiile acestor țări grav afectate, solicită să fie vorba nu de credite, ci de, pur și simplu, de subvenții. Da. Și cred că, fiind o situație extraordinară, se poate face un efort extraordinar. Dar în orice caz și în cazul împrumuturilor, fiecare țară poate face împrumuturi care pot ajunge până la maxim 2% din produsul intern brut al țării respective și acesta reprezintă un instrument financiar care va fi creat în această perioadă și va fi disponibil până la sfârșitul crizei pentru a finanța costurile directe și indirecte destinate asistenței medicale și prevenirii. Dar, cum spunea și dumneavoastră, banii sunt importanți, dar nu sunt totul. Eu cred că trebuie să vorbim de solidaritate și nu cred că România își permite luxul de a nega această construcție istorică, ci din contră trebuie să îmbunătățim lucrurile din interior, pentru că, așa cum vă spuneam și când eram în studio la dumneavoastră, în timpul campaniei electorale, nimeni nu pretinde că acest proiect european este perfect. Din contră, odată cu integrarea, știți foarte bine că în 2004 au intrat 10 țări, după aia România, Bulgaria, după aia Croația, în 2013 a ieșit Marea Britanie, deci e un proiect care suferă modificări, dar în care noi nu avem de ales decât să rămânem și să ne dezvoltăm înăuntru și să încercăm să modificăm lucrurile în bine dinăuntru. Da, eu cred că menirea dumneavoastră ca europarlamentar a reprezentanților României în Parlamentul European e foarte important în această perioadă, chiar dacă, din câte știu, deocamdată toate se fac online, sunteți nu fiecare în țara lui, până când se va aduna Parlamentul după reguli, după, mă rog, situațiile pe care le parcurgem, dar important e că deciziile acestea trebuie să ne atragă, să ne ajute. E drept că, până la urmă, echilibru național contează foarte mult și el va fi de succes până la urmă, indiferent câți bani vom primi de unde putem primi. Bineînțeles. Chiar săptămâna viitoare vom avea 3 zile la rând, marți, miercuri și joi, în care vom vota online, așa cum spuneați. Este pentru prima dată din istoria Parlamentului European când se votează de la distanță. Vom vota propunerile Comisiei Europene care intenționează să ajute, așa cum spuneam, rapid economiile, întreprinderile mici și mijlocii, un fond de investiții, un fond de relansare. Este foarte important să se vadă această solidaritate, nu numai în vorbe, ci și prin fapte, pentru că este o urgență majoră, atât în materie de sănătate publică, pentru cetățeni, pentru societăți, pentru economiile noastre, iar solidaritatea este esențială pentru a gestiona în mod cât mai eficient această situație de urgență. Și plus, da, spuneam să rezolvăm acest șoc economic major pentru Uniunea Europeană. Da, n-aș vrea să încheiem fără un gând pentru ce se întâmplă acasă. Dumneavoastră sunteți și prim vicepreședinte al formațiunii Pro-România
Și cum vedeți, deja parcă speranța sau, mă rog, perspectiva anului electoral, care oricum va avea niște repere și pentru locale și probabil și pentru parlamentare, creează deja, dacă nu disensiuni și declarații de tot felul, creează o anumită formă de dialog, nu tocmai conform cu situația pe care ar trebui să politicul să-și, mă rog, până la un guvern de Uniunea Națională, dacă ar fi cazul, nu, că am înțeles asta de la domnul Ponta, dar numai să ieșim din situația pe care o resimțim acum, nu numai noi, ci întreaga Europa, până la urmă. Cum gândiți că ar trebui să facem noi acasă? Când spun asta, mă refer Deci la clasa noi politică, cel puțin. în paralel cu munca pe care o fac către Parlamentul European, am avut întâlniri tot virtuale, săptămânale cu biroul executiv al Pro-România și cu președintele partidului, cu domnul Ponta, și am încercat fiecare să ne aducem contribuția, uitându-ne și la statele din jur. De pildă, am solicitat să se redefinească grupurile vulnerabile. Știți foarte bine că Pro-România a venit cu ideea celui venit minim garantat. Pe de altă parte, eu fiind în legătură cu foarte mulți români din Italia, am propus să se meargă pe măsurile luate din Italia și din Spania, care oferă în fiecare lună, prin farmacii, măști, 30 de măști fiecarei familii. Și a fost imediat depus un proiect în Parlamentul European. Pro-România, știți foarte bine că insistă foarte mult pentru relansarea economică, măsuri economice. Practic, cred că și această idee a unui venit minim garantat, care a fost catalogat de către unii dintre populiști, este o idee foarte bună, pentru că vă spun că s-a și aplicat. Deci, în Grecia deja oamenii au primit pentru 45 de zile 800 de euro. În Statele Unite s-au dat pentru cei care și-au pierdut, care în perioada aceasta nu au locuri, de 1.200 de dolari. Deci toată lumea întreabă de unde, de unde avem, de unde, dacă ne putem pune cap la cap, dacă lucrăm haotic. Sigur că nu, dar trebuie să recunoaștem că se va schimba total și modul de a face campanie electorală. Dumneavoastră vorbeați de alegeri. Trebuie să găsim o modalitate de a ajunge la cetățeni. Poate că acum a venit timpul să-i aplice mai mult pe medicii care doresc să se exprime, Sigur, și care să sunt în prima facem linie, cunoaștere. da, în această Da, pe cei din situație. prima linie. Trebuie neapărat să-i ajutăm și să ajungem și în mediul rural și să-i ajutăm și pe copiii de acolo. Văd o mare apropiere a oamenilor din diaspora față de noi. Deci, sigur că până la urmă Guvernul și Parlamentul vor decide data alegerilor locale, se vorbește undeva în septembrie-octombrie, dar am auzit și de o variantă în care ambele se vor face anul viitor și asta va depinde foarte mult și de pandemie. În orice caz, cred că, într-adevăr, ar trebui o reînnoire și o refacere a încrederii oamenilor în conducători, pentru că au fost atâtea, cum să spun, lucruri care au bulversat populația și azi ieșim din localități, mâine nu mai știm dacă ieșim din localități. Atâtea drame care s-au petrecut din cauza birocrației, încât o resetare poate ar fi cazul. Resetarea e atât de utilă în această accentuată criză morală, dincolo de cea Da, economică, da, de cea, da, mă rog, da. pandemia, pentru că până la urmă În orice omul caz, poate este porni. foarte. Aș vrea să, în primul rând, către dumneavoastră, cei din Moldova, să-mi îndrept un gând foarte bun și de apreciere și către cei din Suceava care Care, au iată, trăit da. această dramă și încă reprezintă un focar. Nu știu, sper să ne
să ne reveniți. M-am bucurat că au fost ajutate și către frații noștri din Basarabia, Republica Moldova. Noi ne auzim și ne vedem acolo, așa că gândul dumneavoastră de aleasă prietenie și știu că și de activitate pe care ați desfășurat-o și o desfășurați în Parlament este unul benefic pentru frații noștri din Basarabia. Am fost foarte emoționată pentru că de curând s-au împlinit 10 ani de când mi-am adus aminte că am votat în Parlamentul European tratatul de asociere al Republicii Moldova, parcurs. Sigur că de atunci în Republica Moldova s-au întâmplat foarte multe, dar trebuie să încurajăm și pe dâns și să rămână pe acest drum european. Și speranța mea e să ajungem și la Chișinău împreună. Cu mare drag. Și emisiunea dumneavoastră. Cu mare drag. Și eu vă mulțumesc. Cu voia dumneavoastră voi mai suna, pentru că astea sunt metodele, putem și cu Skype, mă rog, să ne și vedem. E importantă această formă de dialog pentru a informa corect concetățenii noștri din zona Moldovei. Sigur că, da, vă stau la dispoziție cu toată activitatea mea din Parlamentul European și pentru... pe plan intern cu ceea ce facem noi la Pro-România. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes și sănătate și să le putem. Sănătate și dumneavoastră. Numai bine, la revedere. La revedere. A fost, stimați telespectatori, doamna Corina Crețu, europarlamentar Pro-România. A fost un dialog important pentru că astăzi, nu, așa am început dialogul nostru, 9 mai, e ziua Europei și nu, suntem europeni și suntem ancorați în tot ceea ce înseamnă devenirea europeană. Pandemia nu ne permite să fim prezenți peste tot, dar suntem, de fapt, prin online, prin telefonie, prin televiziune, în casele dumneavoastră. La mulți ani, România, la mulți ani, românilor, oriunde v-ați afla. Numai bine, revenim după o scurtă pauză. Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,